Lumea Hollywoodului sărbătorește la 10 martie aniversările a doi dintre cei mai cunoscuți actori. Sharon Stone, 1958, starul despre care se spune că ar avea cel mai înalt coeficient de inteligență din casa filmului american, 156. Și Chuck Norris, expertul în arte marțiale, omul despre care circulă o serie de glumițe. De exemplu, el când taie ceapă nu plânge, căci plânge ceapa, iar portul ceasului nu-i stă la îndemână lui Norris, pentru că pe el nu-l întreabă niciodată nimeni cât e ceasul. Să vorbim însă ceva mai mult despre muzică. La 21 de ani, o tânără și frumoasă americancă, născută în Oklahoma, tot pe 10 martie, dar în 1983, participa la audițiile pentru găsirea de noi participanți la emisiunea Idol American. În 2005 era deja desemnată câștigătoare al celui de-al patrulea sezon al emisiunii. Pentru Carrie Underwood se deschidea astfel calea către o carieră muzicală și nu una oarecare. Încă de la debutul său muzical devine o interpretă apreciată, deopotrivă de public și critică, performanțele artistei ajungând până la câștigarea a 4 premii Grammy și comercializarea albumelor sale în peste 9 milioane și jumătate de exemplare numai în Statele Unite ale Americii. În plus, Sam Hearts, primul material discografic de studio, îi aducea interpretei 7 discuri de platină în țara natală, iar după unii specialiști, reprezenta cel mai bine vândut album de debut al unui artist de muzică country. Despre alte performanțe ale interpretei de muzică country, Carrie Underwood a mai putea vorbi făcând referire măcar la al doilea album de studio, Carnival Ride, sau la hitul I Told You So, ca și la Play On, al treilea album de studio din cariera solistei. Interpreta și textiera americană colaborează cu o serie de conaționali reprezentanți ai muzicii country, precum Dolly Parton sau Brad Paisley, pentru realizarea diferitelor spectacole. I drive a truck. Quack, quack, quack. What rhymes with truck? Quack, quack, quack. I'll tell you what rhymes with truck. Duck, you're a country girl. I know you hunt it. I know you hunt it. I know you hunt it. You're a country girl. I feel fantastic. You ain't about to get blasted. Ca element picant adăugat acestor observații, să mai amintim că Underwood este cunoscută drept cea mai sexy vegetariană, cel puțin în rândul membrilor organizației pentru protecția animalelor, pentru că a devenit neconsumatoare de alimente de origine animală încă de la 13 ani.